Bine m am regăsit! Astăzi vreau să ne ocupăm de genealogiile din Geneza de după Potop. Există două școli de gândire foarte populare. Una este cea fundamentalistă, care consideră că Sem, Ham și Afet și tata noi, în primul rând, sunt strămoșii întregi omeniri și că întreaga omenire, de fapt, provine dintr-o familie disfuncțională, cea lui de acum circa 4.000 de ani, ceva în jur de 4.000 de ani. Și bineînțeles că lucrul acesta e atât de absurd, încât un om cât de cât educat în timpul nostru nu poate să ia în serios. Printre altele, este foarte dificil de crezut numai că toate familiile Pământului se trag din noi dar mai ales că toate limbile pleacă de la turnul Babel. Și istoria limbilor este grea, este dificilă, e încurcată, dar în general se poate descifra și este mult mai complicată decât se pare la turnul Babel. Cealaltă școală, cea demitologizată, consideră că totul este un simplu mit în Geneza. Și au câteva argumente foarte solide. Mai întâi, ea arată că, arheologia arată că evrei nu au avut arhive, nu au avut scribi, nu au avut o birocrație în jurul palatului, care, cum au avut egiptenii sau asiro-babilonenii, care uh, birocrație de scripi, întotdeauna face posibilă arhivarea evenimentelor și familiilor. Evreii nu au avut așa ceva, evreii au fost total uh, niște barbari. Uh, singurele texte scrise sunt câteva zgrădături pe niște cioburi. Așa că uh, îi pun sub semnul întrebării că a existat o asemenea continuitate în documentele la evrei și că uh, geneza ar fi fost atât de veche cât se spune. Pe de altă parte, ea arată că în Geneza există multe anacronisme. De exemplu, Geneza 36 ne spune, iată lista uh, regilor de Domnului înainte că ați fost împărat în Israel. Este foarte clar că, uh, că uh, autorul știe că au existat deja împărați în Israel. Deci, autorul a scris după ce uh, Israel avea o monarhie. Uh, în Geneza sunt și alte anacronisme. Apar că foarte des, că nu era îmblânzită. În, în perioada aceea, Camila a început să fie foarte răspândită și foarte populară prin secolele 8-7 în Imperiul Asirian. În niciun caz pe vremea patriarhilor și al lui Avram sau al lui Iov. Sunt nume de cetăți, nume de localități care iarăși sunt anacronice. Așa că ea arată că, de fapt, geneza este o păsmuire. Și citind genealogiile biblice, se observă că au un, o, o intenție geopolitică. De fapt, aceste genealogii uh, nu fac altceva decât să reflecte uh, harta geopolitică a lumii în timpul Imperiului Asirian. Și aceste genealogii arată legitimitatea. Uh, diferitelor formațiuni sociale sau ilegitimitatea altora, cum ar fi cananiții sau amoniții sau moabiții, care trebuiau nimiciți pentru că nu aveau niciun lor nu le fusese dat niciun teritoriu. Așa că trebuia să fie sclavi sau să fie nimiciți, pe când ceilalți aveau teritorii moșnite de la, de la noi încoace. Deci, acestea sunt cele două școli. Una care e fundamentalistă care consideră că, într-adevăr, noi putem citi istoria omenirii, istoria rasei umane, în genealogile din Geneza, capitolul 10, și alta care consideră că acestea nu au nicio legătură cu istoria reală. Aș vrea să vă propun o altă interpretare astăzi, și anume că, de fapt, Geneza, capitolul 10, are, într-adevăr, de-a face cu istoria reală și e, cuprinde, într-adevăr, tradiții foarte vechi, chiar dacă nu au fost scrise, dar sunt și tradiții foarte vechi. Și pentru aceasta aș vrea să mai întâi să plecăm de la o premisă. Și o să uh, vă propun iarăși să facem ceea ce pe unii dragează. Anume, uh, există creștini liberali care n-au nicio problemă să spunem că toată Biblia este un mit. Uh, și ei consideră că totul este un mit. Inclusiv știința, toate sunt mituri. Uh, însă uh, se simt uh, oarecum frustrați atunci când încerci să uh, integrezi, să inserezi istoria genezei în istoria reală a omenirii, așa cum este uh, investigată științific, cum este cunoscută științific. Și aici sunt fundamentalește care resping orice încercare de a pătrunde dincolo de uh, orizontul destul de limitat al istoriei biblice, de istoria Orientului mijlociu înapoi. Uh, și sunt postmoderni care sunt foarte sceptici din punct de vedere filozofic cu privire la posibilitatea de a cunoaște trecutul. E bine, eu aș vrea o abordare modernă, nici postmodernă, nici fundamentalist tradițională. Adică vreau să luăm genealogile genezei și istoria genezei și să o încadrăm în istoria omenirii. Bun, ce știm despre istoria omenirii din punct de vedere științific? Acum aș vrea iară să invit pe prietenii mei care nu pot, mă rog, nu pot suporta lumina în ochi, care, cum zic, e prea dureros. Să cunoască, uh, să cunoască istoria reală a omenirii, să mă rog, să închidă computerul sau laptop sau ce au ei în față și să-și vadă de treaba lor, să asculte o predică, să asculte o cântare, să asculte un cor bărbătesc, mă rog. Dar uh, invit pe cei care uh, nu se tem să investigheze adevărul, oricât de doros ar fi, să încercăm să înțelegem ce relație există între uh, genealogile geneze și istoria la omenirii. Ce știm despre istoria omenirii? Până nu demult, să zic, până în anii 80, toate informațiile pe care avem despre istoria omenirii veneau din paleontologie și arheologie. Și pa paleontologia, paleontologia ne duce cu. ne duce la Africa, la. Ca loc în care a apărut Homo sapiens, în urmă cu circa 200.000 de ani. Deci, cele mai vechi fosile de Homo sapiens în Africa sunt de 195.000 de ani. Nu mai discut acum despre datări și despre cum se caută fosile și așa mai departe. De Tot paleontologii ne spun că genul Homo și hominimi genul homo este mai vechi de, de circa 2 milioane de ani și că hominimi, mă rog, austropitecii reprezintă istoria, istoria evolutivă a omului veche de circa 6 milioane de ani. Nu vorbesc acum despre acesta, acesta este un model științific și când spun că este un model științific, înțeleg că orice model este este prezumtiv și este provizoriu și poate fi îmbunătățit, dar uh, informațiile pe care le avem din paleontologie și datări uh, radiometrice și datări statigrafice, toate ne duc uh, în această direcție și nu există un alt model științific concurent, uh, mai clar, așa zisul creaționist științific nu este un model științific, e un model pseudoștiințific care în, uh, încearcă să facă o apologetică a interpretării literare a Bibliei uh, nimând uh, argumentul științific, care de fapt uh, este absent. Este doar un sofism acolo. Așa, deci, uh, modelul științific era acesta și era destul de uh, destul de subțire. Deci, tot ce aveam erau uh, erau uh, schelete și cranii uh, fosilizate, uh, mai ales în, uh, în, uh, în Marlarev din Etiopia. Uh, în 1980, uh, la Universitatea din Berkeley, uh, Alan Olson a descoperit un mod de a citi arhiva din ADN-ul uman. În sensul că ADN-ul uman nu reprezintă doar, mă rog, codul după care suntem făcuți, ci fiecare celulă de, din noi, fiecare uh, uh, moleculă de ADN din noi conține istoria tuturor mutaților care au avut în, loc în istoria ADN-ului nostru. Și această știință a, a, de, a descifrării arhivei ADN-ului a fost folosită mai întâi pentru a stabili relația între populații, apoi relația între diferite specii, mai ales în ultimii 20 de ani. S-au făcut progrese extraordinare în privința aceasta. Și nu, nu vreau acum să, să, să vorbesc eu despre aceasta, dacă vreți să găsiți pe Wikipedia, puteți găsi articole pe internet, suntem în era Google-ului și orice informație este accesibilă. Uh, dar uh, ceea, ce, uh, uh, ceea ce este important este faptul că uh, fiecare dintre noi are, uh, are ADN-ul de la mamă și de la tată, uh, cei 46 de, uh, de, de cromozoni și uh, aceștia implică o relație de complexă încât devine haos. Este imposibil, aproape imposibil să trasez o istorie exactă a mutațiilor din ADN ca să mergi la sursa, la sursa originală a ADN-ului uman. Există însă alte două izvoare și una este ADN-ul mitohondrial, care așa cum simt, se transmite numai prin mamă, mitohondria uh, are ADN-ul ei, nu se află în ADN-ul uman și se transmite odată cu oul, este primit de la mamă. Celălalt este ADN-ul din cromozonul Y, care iarăși se transmite mai prin ea masculină. Și uh, uh, aceste două duc la căutarea Evei mitocondriale și Adamul mitocondrial. Deci, mergând din mutație în mutație și ținând rata mutaților, ajungem la Eva mitocondrială, undeva între 220.000 de de, mii de ani. Este o perioadă destul de mare. Între 220.000 și de, de ani a trăit Eva mitocondrială. Și, adică, Eva din a cărei, acea femeie din care e mitocondrie, sau to toate celelalte mitohondrii uh, de lumea noastră. Și între uh, 200.000 și 60.000 de, de ani uh, a trăit Adam mitohondrial. Nu înseamnă că aceste au fost o pereche. Dar uh, uh, mergând pe, uh, pe lanțul mutaților din prezent spre trecut, ajungem undeva la sursa oricărui adn Y, uh, oricărui cromozon Y și la sursa oricărei, oricărui adn -Y mitohondrial care se transmite din mamă în mamă. Așa că, pe undeva, este destul de exact să spui că istoria rasei umane începe acum 200 de de ani, așa cum sugerează paleontologia. Merg mai departe, ce vreau să spun, merg mai departe, este mult mai simplu să urmărești istoria ADN-ului uman dincolo de Homo sapiens și, într-adevăr, aici este un aspect care probabil tulbură pe mulți creaționiști, într-adevăr, paleontologia este confirmată de genetică. Dar nu asta ne interesează pe noi. Sub alt aspect, fiecare dintre noi are lanțuri de ADN numite haplotipi, care sunt specifice anumitor populații. Și pe baza aceasta se poate trasa relațiile dintre populații, de unde provin, din care parte a lumii și toate acestea aduc undeva în Africa. Cea mai mare diversitate genetică este în Africa, și toate popoarele din afara Africii se trag dintr-un subset de ADN african. Așa că, din punct de vedere genetic, se poate spune cu destulă precizie că omul a venit din Africa acum 60.000 de, de ani. Noi că aici avem o problemă. Am spus că, până aici, paleontologia și genetica se confirmă una pe alta. Ceea ce este foarte tulburător pentru literaliștii biblici. Se confirmă pe alta și când este vorba despre vechimea omului Homo sapiens și când este vorba despre vechimea hominimului sau despre vechimea genului Homo, despre originea africană a rasei umane. Este o, o, o concordanță perfectă. Problema este că fosilele de Homo sapiens în Eurasia sunt mai vechi decât 60.000 de ani. Și este foarte interesant că cele mai vechi fosile de Homo sapiens, așa cum am spus, sunt de 195.000 de ani în Africa. Este foarte interesant că aceste fosile uh, uh, au un craniu mare și indică că creierul acestui, acestor exemplare de Homo sapiens era mult mai mare decât al nostru. Vorbim de 1700 de cm cub, de circa 300 de cm cub, mai mult decât creierul, un creier mare de, de om din timpul nostru. În uh, Israel, în două locuri, cu și Scur, s-au găsit cranii de Homo sapiens între 135 de, mi de ani și 100 de de ani. Deci înainte de Out of Africa. Și foarte interesant că aceste cranii iarăși implică un creier foarte mare, 1700 cm cubi. S-au găsit, de asemenea, locuri în care a fost neantartal în aceste părți și s-au găsit dovezi că neantartal și homo sapiens s-au combinat în Israel. Dar ce este interesant că și neantartal, în general avea un creier de 1500 de cm cubi, în mediul de aici are peste 1700 cm cubi. Este craniu mult mai mare. Acum, nu există neapărat o relație lineară între mărimea creierului și inteligență. Dar vorbind de homo sapiens înseamnă că creierul este structura ca al nostru. Și e, mod probabil, în mod probabil, un creier atât de mare înseamnă mai mulți neuroni și, neuroni și posibil mai multe e, legături între neuroni, mai multe conexiuni între neuroni. E, implicit, posibil, o inteligență superioară, cu mult superioară nouă. Cert este că e, genul homo din acest loc este înalt, este vigoros și uh, are un creier, un, un, un creier foarte mare. Uh, e bine, uh, ce înseamnă aceasta? Uh, concluzia, există mai multe, două școli în, paleo în, 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 în paleontologie. Unii susțin că, a, și așa, aici e puțină corectune politică, dacă să spun așa, că tot ce a fost homo sapiens înainte de migrația din Africa a dispărut pur și simplu. Ceea susțin că s-au combinat cu. Cu ce venit din Africa. Lasă problema aceasta pe seama celor care fac știința. Nu vreau să mă ocup acum de istoria genului Homo, dar pe scurt, specia umană originează din Africa, deci cea mai veche, cea mai diversă genetic zonă geografică din lume, cea mai deci diversă genetic populație este în Africa. De acolo, un subset. Uh, S-a diversificat uh, până în Australia, acum 50 de milioane de ani, se spune acum 40 de, mii de ani în Europa, acum 20 de mii de ani în America de Nord. Uh, și uh, lăsând la o parte diverse controverse care există și imprecizii, uh, un lucru este interesant este faptul că diver diversitatea genetică în, în rândul celor 700 de miliarde de, de oameni. 7 miliarde de oameni, este mult mai mică decât în populația de, de cimpanzeu. Am că cimpanzeii sunt mult mai puțini și locuiesc numai în, cât, se află numai în câteva locuri din lume. Și totuși există mai multă diversitate genetică între cimpanzei decât între oameni. Și asta dovedește că oamenii se trag dintr-un grup foarte mic. Există trei opinii. Unii spun că sunt, au fost 10.000, alții 2.000 și alții 6 de oameni, din care s-au tras toți ceilalți. Și cum se explică că deși Homo sapiens are o de veche, un grup atât de mic sunt strămoșii noștri? Ideea este că s-a întâmplat ceva, o catastrofă, care a redus foarte, foarte mult numărul de Homo sapiens. Așa că a fost ce se numește un bottleneck, o, o, un fel de strâmtoare prin care a trecut ADN-ul nostru Plecând printr-un număr foarte, foarte mic de reprezentați, numai un număr mic de, de oameni au reușit să lase urmași în perioada uh, din, din care, uh, să zic, din care, în, în perioada de, de la care ne provine uh, Eva mit, mitohondrială și Adamul mitohondri uh, și Adamul uh, genetic. Uh, dar uh, mă pun aici o întrebare și acum fac o speculație. Dacă nu cumva, ce avem mai degrabă este o limitare deliberată a reproducerii uh, speciei umane în vremuri foarte dificile, uh, care, cum a fost uh, nu numai glaciațiunea, dar uh, iar nucleară declanșată de explozii vulcanice și așa mai departe, vremuri foarte dificile prin care a trecut uh, specia umană. Și spuneam că anum, multe specii de mamifere uh, pun restricții foarte, foarte, foarte severe la reproducere așa că numai un număr privilegiat are dreptul să se reproducă. În cele mai multe uh, grupe, în cele mai multe uh, grupe de mamifere care trăiesc în grup, care trăiesc în grupe, uh, nu fiecare uh, mascul are privilegiul de a se reproduce și la unele nici măcar fiecare femelă. Și acestea sunt limitate doar la cei care genetic sunt cei cei mai superiori. Și întrebarea este dacă nu cumva o asemenea perioadă a fost în istoria omenirii, în perioada cunoscută ca fiind înainte de potop, adică înainte de sfârșitul glaciațiunii. Uh, pentru că am mai, am mai speculat pe, pe tema aceasta și se pare că uh, multe aspecte legate de restricții uh, sexuale sau de castrare simbolică, cum ar fi circumciziunea, uh, indică la, la o asemenea perioadă când omenirea a fost obligată din lipsă de resurse să-și reducă foarte strict uh, populația. Un alt aspect, însă, la care vreau să mă refer aici și vreau să mă întorc la genealogiile biblice. Uh, cum se pot raporta genealogiile biblice care susțin că toată populația umană vine de la Noe? Uh, deci Noe este adamul uh, cromozonului Y și soția lui este Eva mitohondrială, ca să spunem așa. Și asta a avut loc acum, numai, numai acum 4000... 4.000 de ani și toată populația lumii uh, provine din uh, familia lui Noe. Din punctul de vedere al uh, arhivei scrise în ADN-ul nostru, lucrul acesta este imposibil de acceptat. Însă, uh, aș vrea să propun o idee. Că, de fapt, uh, genealogiile biblice, când vorbesc pe istoria omului, nu se referă la ceea, înțelegem, ceea ce înțelegem noi prin om, ci la ceea ce înțelege Geneza prin om. Și dacă vreți să-mi adaugi aici o speculație, m-aș referi la faptul că gen, ceea ce geneza înțelege prin om, adică urmașul Adam, urma după aceea nefilimi, filii Dumnezeu, care s-au încrucișat cu femeile oamenilor și s-au născut uriași. Apoi, în Cartea Numerilor, la capitolul. 11 ni se spune că uh, iscoadele au întâlnit pe urmașii lui Nefilim în, în Canaan și urmașii lui Nefilim încă existau în, 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 în Canaan. Uh, întrebarea este dacă nu cumva, uh, când Biblia spune om, se referă la altceva decât întreaga omenire, ci la un grup restrâns. Și care fie argumentele în favoarea acestei idei? Mai întâi vreau să plec de la o idee pe care mi-a uh, mi comunicat-o prietenul meu Adi Vlad uh, săptămâna aceasta, anume că uh, David Alexander, un, uh, un antropolog creștin, uh, susține că au existat uh, după Homo sapiens, urmează uh, o altă specie, Homo divinus, și că acesta ar fi Adam Sheva și, și Homo divinus a căzut. Uh, și uh, uh, aceasta mă rog, ideea că Adam a fost homo de Venus și oarecum cu o specie diferită. Nu vreau să fac acum o apologetică aici. Așa că asta este o idee care nu poate fi verificată. Dar ceea ce, ce poate fi oarecum nu verificat, dar ceea ce are o tangență cu istoria care poate fi verificată, este faptul că evreii susțin că ei sunt singuri oameni, de fapt. Și noi avem uh, un punct oricând din Biblia. Uh, evrei nu se consideră un popor diferit. În mod tradițional, evrei se consideră singuri oameni. Celea nu sunt oameni. Și nu se ne că nu consideră oameni așa cum sunt noi oameni. Ci nu ne considerăm oameni în, sens, în sensul Adam. Și anume, uh, nu suntem homo divinus, ca să zic așa. Uh, evrei uh, nu sunt rasiști în sensul în care au fost germani în al Reich sau în care au fost uh, cei care au făcut segregația în, în, America sau cei care au făcut în Africa de Sud. Nu se rasist în sensul acesta. Ce mai degrabă gelozia cu care își apără ei ADN-ul și așa ca o paranteză, evrei sunt mult mai apropiați unul de altul, oricât ar fi de diversi decât sunt de celelalte grupe. Gelozia cu care își apără ADN-ul pleacă de la faptul că ei consideră că în ADN-ul lor există moșneaua unei iluminări divine care face capabil pe vreo să-L cunoască pe Dumnezeu. Așa cum celălalt popor nu pot cunoaște. Acum este interesant că creștinismul, la originea lui, și când spun originea, mă refer la Apostolul Pavel, recunoaște acest fapt. De fapt, creștinismul recunoaște că omenirea, neamurile, au fost oarecum altoite în Israel, prin Isus. Și Isus mi-a că a fost evreu. Și din Isus, Isus este un duc dator de, de viață, primul Adam a fost un Suflet viu. Dar Isus al doilea Adam, e un duc de viață, și că Isus poate să dea această cunoaștere divină și neamurilor. Dar este indiscutabil că Isus a fost evreu. Și oarecum Pavel recunoaște această întetate a evreului și o afirme explicit, dar ceea ce afirme el este că, ca un, mă, ca un, mă rog, ca un măslin sabbatic, cel de neamur a fost altă în trupul lui Israel. Așa că nu vreau acum să discut aspectul teologic, ci mă întreb dacă nu cumva genealogiile biblice, de fapt, nu se referă la întreaga omenire. Sau nu au intenție să fie la întreaga omenire. Ci mai degrabă se referă la Adam și cei care au fost urmașii lui Adam. De exemplu, Cain s-a dus în țara Nord și acolo a găsit femeie cu care s-a căsătorit și a făcut cetate. Deci asta implică extensia unei populații, nu e nicio problemă asta. Și întrebarea mea este dacă nu cumva evrei pe undeva au în general, genelor, implică o pătrundere mai adânc în istorie, decât istoriografia egipteană sau asiro-babiloniană și decât istoria noastră. În sensul că populația la care se referă ei nu este populația umană din Africa, ci acea populație umană foarte inteligentă, acei uriași, acei nefilimi, ale căror rămășițe se găsesc cu Coafzec și în school în Israel. Și e uh, uh, indiferent care au fost fluctuațiile de populație umană, pentru că mult timp Izrael a fost părăsit uh, la sfârșitul glaciațiunii, dacă nu va această populație veche a durat acolo. Uh, de ce spun acest lucru? Este foarte interesant că în familia lui Avram, de exemplu, există probleme cu sterilitatea, dar uh, există de asemenea o preocupare de, uh, uh, de uh, căsătorire înăuntru familiei. Și știm aceasta, de exemplu, Sara nu poate să, să aibă un copil, cu, de, un copil lui Avram, rog, așa că apare Agar, dar ideea este ca Isaac să fie copilul lui Sara și când a un copil de la Sara, Isaac nu mai contează, cu toate că este primul născut. Ceea ce are Sara este faptul că e de aceeași cu, cu, Avram. Același se lucru cu, se întâmplă lucru cu Isaac, care naște pe Iacob și pe Esau și e foarte interesant că pe Esau îl cheamă Edom, adică Adam. Și este roșu. Și mai este și pe ros. Acum nu știu dacă Adam a fost anul pe ros. Dar cert este că ideea este că a fost roșu. Așa că Edom este roșcat și este păros. Mă rog, probabil că aici ne-ar veni ideea că a avut un, un procent mai mare de neantăr de el decât alte populații. Asta poate sau nu poate să fie adevărat. Cert este că aici este vorba despre un material genetic care este cu foarte multă gelozie păstrat, pentru că după aceea Iacob este trimis să ia o soție tot din aceeași familie foarte restrânsă și Esau uh, Edom uh, este îndepărtat deși el este moștenitorul uh, și genetic se pare că arată mai mult ca taică, sunt mai roșu, mai peros uh, atât de peros încât Iacob s-a îmbrăcat în capră și avea și un miros specific, mirosul al fiului meu Esau, mă rog dacă vezi mai multe, dar cert este că Esau în același timp era un, un, un vânător foarte dibat și foarte curajos uh, Iacob nu era mai puțin dibaci și uh, la fel de curajos, dar știa să câștige prin seret uh, și retenie. Uh, și avem, ca atare, uh, trei generații care se căsătoresc în familie cu scopul de a păstra fondul genetic, și după aceea avem poporul evreu despre care ni se spune că uh, evreii susțin că e foarte greu să devii evreu. Deci, dacă cineva se naște dintr-o familie de evrei și are mamă evrei, în special, acesta este criteriul. Uh, uh, poate să este evreu. Sufletul lui poate să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar dacă cineva vrea să ne evreu, trebuie să treacă patru generații până când intră. Mă rog, este cu adevărat evreu și are suflet de evreu. E greu să devii evreu. Problema este sensibilă în timpul nostru când rasismul este văzut atât de rău. Însă, așa cum am spus, la evrei nu a fost atât de mult rasism. Trecând peste brutalitatea și metodele specifice timpului lor, soluții finale și așa mai departe. De la nu vorba de rasism, ci mai degrabă de a păstra un adn foarte vechi de Homo Divinus căzut, care a să descoperi Dumnezeu. Aceasta ar fi punctul de plecare de la care aș vrea să pornesc în investigarea genealogilor biblice și hai să începem cu, cu, cu fiul lui Noe. Așa cum știți, Noe a fost agricultor și aici avem o fereastră splendidă la începutul agriculturii, fiindcă agricultura aduce alcoolismul sau alcoolul. Tot agricultura aduce o schimbare în, în structura familiei. Autoritatea tatălui devine absolută în familie. Asta-s nevoie de agriculturii. Societatea a fost mult mai egalitariană în societatea preagrară. Și aceasta se vede și în blestebul și bine binecuvântarea filor săi. Dar cert este că noi se îmbată, se culcă gol în cort, Hamel vede, spun la cei doi frați, și urmează blestemul în noi. Și până și rabinii cei mai, cei mai uh, fundamentaliști, cei mai, uh, conservatoare. conservatori, au probleme în a explica severitatea blestemului noi și sunt mai multe ipoteze aici pe care vreau să le discut, dar ceea ce mi se pare mie specific este că blestemul nu cade asupra lui Han, ci asupra lui Canaan. Uh, și de ce asupra lui Canaan? Pentru că dacă mergem la Ham, Ham a avut patru fii, Kush, Misraim, Put și Canaan. Și uh, ni se dau fiul lui Cush, uh, și așa mai departe, dar Canaan, ne vom ocupa de aceasta. Canaan este uh, părintele cananiților. Și se pare că blestemul este în primul rând asupra la Canaan, pentru că uh, evrei urmează să ia pământul cananiților. Și uh, E foarte interesant că aceste genealogii biblice implică o anumită legitimitate teritorială. Dacă observați că genealogiile acordă fiecărui popor un anumit teritoriu. Și interesant că relațiile de tatăl și fiul sunt relații de vasalitate, de fapt, în timpul Imperiului Asirian. Dar cert este că dreptul poporului respectiv la teritoriul respectiv pleacă de la noi și e, cananiții au teritoriul de la, ni se spune dacă vreți să citeți din Biblie, de la, zice, canaiței sau între hotarele canalului de la Sidon până la Gerar și Gaza, către Sodoma și Gomoradma, Adma, Țeboim și Lașa. Așadar, este teritoriul lui Israel. Și ca atare, blestemul lui, lui Han implică drept, blestemul Canaan implică dreptul lui Israel de a ocupa teritoriul lui Han uh, uh, merg mai departe însă uh, blestemul lui lui, lui lui Noe și binecuvântarea lui implică așa uh, blestema să fie Canaan să fie cel mai jos dintre sclavi să fie robul fațorul săi uh, binecuvântarea să fie Dumnezeul lui Sem Canaan să fie robul lui Sem uh, Dumnezeu să în, extindă teritoriul lui Afet și Iafet să trăiască în Cotălusem și Canan să fie uh, sclavul său. Acum, ce vreau să zic, uh, fundamentaliștii protestanți, mai ales cei anglosaxoni, au citit așa cum au știut ei textul acesta. Hamiții sunt negri, uh, Iafetiții sunt uh, albi și seminții sunt evrei, dar ei aveau pe undeva ideea că e posibil că anglosaxonii sunt cele 10 seminții Pierdute ale lui Israel. Așa că e, acesta era un cec înalt pentru înrobirea negrilor. E, în Africa lucrurile au mers puțin mai departe. S-a considerat că, în ultimele instanță, și asta au, au ideea s-a împărtășit și mulți dintre evanghelicii americani în secolul XIX, ales între baptiști, baptiști din Sud, prin Nashville, prin Chattanooga, anume că, de fapt, negrii nu sunt fiul lui negrii sunt animale animale care, care Adam le-a dat nume în grădina delului. Asta se numește niger Și uh, au trecut pereca de negri din fața lui. Uh, dacă răscoliți internetul, găsiți astfel de predici sau documente din secolul XIX, după războiul civil, mai ales în sudul Statelor Unite. Dar problema este că, de fapt, Sem, Ham și afet sunt zeniți. Și ideea principală pe care preocupă pe autorul Genezei nu este istoria poporului lumii, ci doar istoria lui Noe. Și aș vrea să, vă, să, o, o, să ne întoarcem puțin la ea. Mai începem cu ea să fetiții. Fiul lui Afet, Gomer, Magog, madaia, Avant, Bal, Meșec, Tiras, Filul Gomer, Așchenaz, Rifat, toga Togarma, apoi fiului lui avan și așa mai departe. Ni no. se spune acest, că, apoi în versetul 5, capitolul 10, că ei sunt de fapt strămoșii poporul de pe țărmul mării, de fapt popoarele mării, care s-au răspândit toți în teritoriile uh, lor, după națiunile și după limbile lor. Este foarte vag autor aici, pentru că el nu știe prea bine ce este dincolo de țărmul mediteranei. Dar cert este că aici se referă la, la chitim și chitimul este separe, uh, se pare că Chitimul este este Cipru. Și se referă de asemenea. Am în față o carte, o hartă a Orientului Mijlociu. Se referă este foarte clar la ceea ce este în vest, la țărmul Mediteranei și în vest de țărmul de vest al Mediteranei și ceea ce este spre nord, așa cum este din, din Ezechiel. Acum, ceea ce vreau să spun eu este că pe pe e, e, autorul genezei, el este doar, doar rândul mijlociu. Și acestea sunt popoare care au teritoriile lor. Și ceea ce vrea să spună e, autorul genezei este că aceste popoare și-au moșit teritoriile de la Noe. Dar să nu uităm că tatăl lor este totuși un fiu al lui Noe, numit Iafet. Și ca atare e, implicit, e, oricare ar fi aceste popoare, conducerea lor trebuie să fie semită, trebuie să vină de, de, de la, noi. Cu alte cuvinte, el este interesat de ce s-a întâmplat cu urmașii lui noi, nu cu toate celelalte popoare care au existat acolo. După aceea urmează hamiții și este foarte interesant aici, este clar că hamiții de fapt sunt, sunt, uh, sunt, semiți. Da? Deci Cuș, în Put și Canaan, uh, filul Cuș, uh, Seba, Havila, despre care știm geneza starea Havilei, care este înconjurat de unul dintre râurile din Eden, Shabbat, Ramach, Sabdeca. Apoi, cușa a fost statul Nimrod, care a fost cel care a început să devină puternic pe pământ. vărător viteaz înaintea Domnului. De aceea spune că Nimrod, vărător vitează înaintea Domnului. Unii dintre comentatorii evrei au speculat că Gilgamesh este Nimrod. Și ceea ce este fals. Gilgamesh a fost sumerian. E clar că Nimrod este acadian. El a domnit Babilon, de rech, Acad, ca, ca Nah și Șinear. De acolo am în Asiria, unde a crezut Ninibe, Calah și așa mai departe. Este clar că aici, că Nimrod este un acadian, sunt un semit. Și acadienii erau, erau semiți. Deci, legitimitatea acadienilor de a stăpâni Mesopotamia vine de, prin Nimrod de la, de, la, de la Han, în ultima instanță. Misraem a fost tatăl udiților, naniților și, în ultima instanță, se spune că a fost tatăl tatăl cașuliților, sau cum se numește, din care se trag filistenii, pe au mării, de fapt, și a caftoriților, care se pare că este Cnosos. Deci aici este o confuzie, că pe de o parte popoarele mării și Creta și Cipru sunt, vin de la Iafet, I și acum popoarele mării și Cnososul vin de la, de, de la Iafet. Dar cert este că mai departe se spune că au fost Sidon, Gerar, Gaza, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim și așa mai departe. Mai multe popoare semite se pare că se trag din Ham. Nu apăr ideea că acestea sunt, sunt, sunt popoarele africane. De fapt, popoarele africane sunt total ignorate aici, așa cum sunt ignorate popoarele din China, din India, din America și din Europa. Apoi urmează semiții și ceea ce este interesant, aceștia sunt toți strămoșii fiului Eber. Și Eber este important, versul 25, lui Eber s-au născut doi copii, unul a fost numit Peleg, fiindcă în timpul lui s-a împărțit pământul. Este foarte clar că pământul s-a împărțit între fiii lui Noe. Uh, ideea este că pământul aparține fiilor lui Noe. Uh, și uh, pentru că Sem este fratele mai mare și pentru că la Avrami se promite nu numai canul, dar tot pământul, uh, ideea este că evreii trebuie să conducă tot pământul și celelalte popoare au teritoriul lor legitime uh, pentru că sunt uh, frații mai mici al lui Sem, uh, au și ei o parte de moștenire. Uh, există popoare fără drept de moștenire, cum sunt, este Canaan, Cananiții sau uh, Moabiții și amoniții care sunt născuți din uh, Lot și fiicele lui și aceștia trebuie supuși soluției finale. Am aleg de asemenea, este supus la soluția finale. Pe am aleg să nu las să trăiască. Uh, ceea ce mi se pare relevant, ca să mă întorc la ideea mea, este că uh, uh, dacă din punct de vedere fundamentalist, aceasta este istoria tuturor popoarelor din lume și un cec înalt pentru înrobirea firului Ham, așa cum au considerat protestanții americani, din nefericire, dacă din punct de vedere fundamentalist, aceasta poate fi un cec înalt pentru măcirea indienilor sau altor popoare, care să știe de unde vin, că parcă nu se trag din noi, și, mă rog, sau considerăm că toate popoarele vin din noi, însă unii au degenerat de mult că au și uitat de unde vin și așa mai departe, toate limbele s-au împărțit la turnul Babel și de la turnul Babel, acum, mă rog, pe mileniu, trei au plecat toate popoarele sus în Peru, în Anzi, în America de Nord, în Australia, în Noua Zeelandă, în insulele din Pacificul de Sud, în, 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 nordul, în, nordul Eurasiei și al Americii, în Alaska, în China, în India, Japonia, mă rog, Corea, unde vreți dumneavoastră, în toată lumea, Diverse rase, diverse uh, grupe lingvistice, uh, ceea ce intră în contradicție cu toate datele care le avem și din istorie, și din arheologie, și din lingvistică, și mai ales din genetică. Dar, uh, pe de altă parte, dacă plecăm de la premisa că, de fapt, Biblia, Vecul Testament și geneza în special, nu-i că oameni pe toți oamenii, ci că oameni doar pe urmașul Adam. Și urmașul Adam nu sunt, doar, sunt toți oameni ci este, uh, uh, nu uitați, ni se spune că cei care, când fiul lui Dumnezeu s-au împreunat cu fetele oamenilor, li s-au făcut uriași. Și aceștia au devenit mai cheme oameni ai numelui, nu oamenii nu oameni uh, de nume, de renume, ci oameni ai numelui. Și aceasta a fost cam în perioada când oamenii au început să cheme numele Domnului. Uh, avem aici, de fapt, istoria lui Homo Divinus, lui Adam, după cădere și potopul a fost dat ca să nimicească pe toți oamenii. Și încă ni se spune că potopul a fost dat ca să nimicească pe toți oamenii. Se referă, dar numai noi a fost scăpat de acolo, se referă la o rasă uh, care a dispărut, care nu are nimic de a face cu al doilea val venit din Africa, cu, de care se legați cu toți genetic, ci mai degrabă de acele, uh, acele ciudate de nefilimi, care sunt acolo dinainte de migrația din Africa, zeci de, mii de ani mai devreme, și care sunt, se pare mai inteligenți și mai, mai puternici și mai mari decât noi, și a căror urma sunt încă în Canaan, ne spune în cartea numelor, încă pe vremea cuceririi Canaanului, mă rog, dacă a avut sau nu loc, asta e altă problemă, dar cert este că ei recunosc că nefilimii erau acolo, încă în țară. De cine se ocupă așadar cartea De a cui genealogie se ocupă? Uh, cu siguranță că nu se ocupă de, de Homo sapiens, Și dai să spunem Homo divinus, da? Homo adamus, de lui Adam. Se ocupă de o altă grupă de populație care este totală diferită de restul omenirii. Este un lucru foarte interesant dacă, care este una dintre marile mistrele istoriei. Faptul că evrei s-au văzut totdeauna diferiți de, de omenire. Și mai mult decât atât că au avut totdeauna simțământul că lor li s-a furat o moștenire, că pământul ar fost al lor și li s-a luat. Cu alte cuvinte că noi, goimii, restul oamenilor, am fost un fel de uzurpatori ai domniei lor. Genealgele din Geneza susțin că, de fapt, pământul este dat filorului noi și că lor le aparține. Acum știu că astfel de idei susținute în, în comunități evrești au fost sursă mult multe teorii ale conspirației, cum e protocolul, insensuasiunului sau alte lucruri, și în niciun caz nu vreau să încurajez antisemitismul. Uh, mai degrabă, aș vrea să, uh, uh, să subliniez ideea că aici avem una din marile mistere ale istoriei, pe care corectunea politică sau fundamentalismul religios ne împiedică să le abordăm. Și anume, așa cum a spus, evreii s-au văzut totdeauna deosebiți. Uh, trecând de aspectul iluminării, evrei secular sau evrei atei, consider că mintea evreului are ceva ce n-au ceilalți oameni. Și nu știu dacă este adevărat sau nu este adevărat. Einstein spunea că nu este adevărat, de exemplu. Dar el însuși a fost un argument că este adevărat. Și totodată ceilalți oameni au văzut pe evrei, ca fiind ceva deosebit și au urât și au persecutat. Uh, întrebarea este, dacă nu, cumva aici este o istorie foarte veche. Este istoria a două grupări de oameni foarte vechi și foarte mici la origine. Așa cum am spus, noi ne tragem cu siguranță dintr-un grup foarte, foarte mic de, de oameni. Două grupări care uh, și-au disputat moștenirea planetei sau stăpânirea asupra planetei. Și uh, din acest punct de vedere, uh, teologia lui Pavel care vorbește despre dărâmarea zidului de la mijloc, despre a face unul din doi. Dar este interesant, nu prin întoarcerea, nu prin, să zic, Pavel, nu vrea să restabilească unitatea speciei umane prin întoarcerea evreilor între oameni, ci mai degrabă prin altoirea neamurilor în trupul lui Israel. Așa că, până la urmă, toți devenim Israel, nu Israel devine uh, goi. Uh, este, să zic, un subiect fascinant și așa cum am spus să continui să încerc să înțeleg, să găsesc o relevanță autentic istorică în Geneza. Nu în sens literalist, fundamentalist în gust, în același timp nici nu vreau să cred că totul este doar un mit născut în mintea oamenilor, care are ce o relevanță istorică. În ultima instanță, în ultima instanță, Biblia este relevantă, tocmai fiindcă ne spune adevăruri pe care nu le găsim în altă parte. Vă mulțumesc, ne revedem pe viitoare, la revedere!